Din cauza pandemiei și a stresului care vine odată cu ea, oamenii pun tot mai puțin accent pe mesele principale ale zilei și aleg să mănânce ce le vine mai ușor. Astăzi, deținătoarea paginii Daily Meal Ideas ne recomandă câteva idei simple de făcut acasă și ne povestește cum a început pasiunea ei pentru gătit. Care a fost primul preparat pe care l-ai făcut și cum te-ai simțit în momentul în care l-ai văzut finalizat? Cred că primul preparat pe care eu l-am făcut au fost niște brioșe cu fulgi de ciocolată și rezultatul a fost chiar wow. După această experiență m-am apucat să gătesc cam în fiecare săptămână preparate noi ca să mă mai dezvolt. Cum a început pasiunea ta pentru bucătărie? Pasiunea pentru bucătărie am moștenit-o de la bunicul meu, care a fost bucătar, dar cred că a apărut în viața mea doar după terminarea liceului, când m-am înscris și la Facultatea de Nutriție și Dietetică, unde mi-am descoperit o altă pasiune, și anume nutriția. Și mi-aș dori foarte mult să combin cele două domenii și să elimin anumite mituri în care cred oamenii, cum că mâncatul sănătos înseamnă să mănânci doar salate, mâncăruri plictisitoare și fără gust. Ai făcut ceva în legătură cu dezvoltarea abilităților sau a cunoștințelor tale pentru gătit? Ai urmat poate un curs sau ceva anume? Da, recent am terminat un curs de bucătar la Academy Cooking School, care a durat aproximativ 5 luni de zile, în care în fiecare săptămână am avut o altă temă și pot spune că am învățat foarte multe lucruri, de la platinguri executate corect și de la o grămadă de tehnici necesare pentru prepararea corectă a alimentelor. Cum arată la tine trei mese principale ale zilei, așa dintr-o zi obișnuită? La micul dejun îmi place să mănânc întotdeauna terci de ovăz cu lapte și fructe de pădure. La prânz optez de obicei pentru o supă cremă și un pic de pui cu orez sau legume, iar seara mănânc o omletă simplă din două ouă, nimic sofisticat. Ce reprezintă pentru tine pagina de Instagram pe care o deții, Daily Meal Ideas? Pentru mine, pagina Daily Meal reprezintă contul unde eu postez doar preparatele pe care le fac. Iar alături de acestea atașez rețete și în ultima vreme și valorile nutriționale pentru fiecare preparat. Mă bucur foarte mult că oamenii mă apreciază pe acest cont și consider că pasiunea cu care cineva face un lucru reprezintă drumul spre succes. Și cum te-ai gândit tu la conceptul paginii tale Daily Meal, astfel încât să obții și un reach foarte bun din partea celor care vizionează pagina ta? Păi, am început să postez în fiecare zi sau odată la două zile. Rețetele sunt în mare parte simple și rapide, iar pozele încerc să le fac cât mai frumoase și mai atrăgătoare, cât să atragă vizual. Cred că asta e cel mai important. Și că tot vorbim de rapid și simplu, recomandă-ne câteva idei de rețete pentru perioada aceasta. Supele creme, banana bread, pancakes. Aș recomanda și granola, care este foarte ușor de făcut și mult mai ieftină decât cea din comerț și nu are zahăr adăugat, care este cel mai important lucru. Și ce îți place ție să gătești cel mai tare? Cel mai mult îmi place să gătesc paste, toată lumea știe asta, și pe al doilea loc ar fi risotto cu creveți. Mulțumim tare mult și îți dorim cât mai multă inspirație pentru niște preparate delicioase. Mulțumesc și eu pentru invitație!
Dacă și tu ești în pană de idei, o găsești pe Gabriela pe Instagram, unde postează constant propuneri și sugestii pentru preparate delicioase.